Bine ați venit la un nou episod de Inspiring Stories. Cred că fiecare din noi are un potențial desăvârșit și cred că suntem obligați să lăsăm ceva în urma noastră. Fiți un generator de inspirație pentru cei din jurul vostru și căutați inspirație în tot ceea ce faceți. Invitatul meu de astăzi este Flaviu Cicirean, sau, așa cum o cunosc majoritatea, Avi. În calitate de antreprenor, Flaviu Cicirean a fondat două companii de reper pentru mediul de business, atât din România cât și din Europa, Brand Emotion și Brand Minds. Prima dintre acestea dezvoltă și curatoriază identitatea sonoră a unora dintre cele mai mari branduri din România, având la activ create peste 20.000 de reclame. Brand Minds își dorește să reprezinte o sursă autentică de inspirație pentru oameni, în așa fel încât aceștia să creeze o lume mai bună atât pentru ei, cât și pentru generațiile care le urmează. Compania a ajuns în momentul de față lider de piață în industria evenimentelor business în centrul și estul Europei, iar în toamna anului 2017 a pătruns și pe piața din Asia, primul eveniment organizat în Singapore. Toate astea sunt rezultatul viziunii globale pe care Avi a conturat-o pentru compania sa încă de la bun început. Pe lângă statutul de antreprenor care se regăsește în proiectele enumerate mai sus, Avi este și producător muzical. Parcursul său profesional în această industrie începând spre finalul anilor 90, când a fondat trupa Activ. Experiența de artist a fost urmată ulterior de 13 ani în radio, timp în care a fost director de creație la cele mai importante posturi de radio din România. Un aspect mai puțin cunoscut publicului larg este faptul că Avi mai colecționează și opere de artă contemporană, pasiune care nu este greu de justificat, având în vedere afinitatea cu industriile creative. Avi este un antreprenor care crede în proiectul în România și în ceea ce poate să facă într-o țară cu un potențial enorm. Bine ai venit! Bună seara! Mulțumesc foarte mult pentru invitație! Mulțumesc frumos și eu pentru acceptul această invitației. Credem că te-am chemat într-un moment destul de aglomerat și am apreciat foarte mult că totuși ai acceptat să vii. Știm că ai o agendă colosal de dificilă. Știm că te pregătești pentru un eveniment foarte mare și foarte important pentru voi. Și tocmai pentru că tu ești cel care ai pus pe picioare acest eveniment și care ai crezut în el, ne-am dorit foarte mult să arătăm și oamenilor cel din spatele cortinei. Ești obișnuit să fii de obicei în spate și nu în fața reflectoarelor, iar astăzi te-am adus aici pentru a arăta oamenilor de ce un eveniment atât de frumos și de orientat către mediul de business în special și către dezvoltarea personală a fiecăruia din noi a ajuns să fie un reper în România și în Europa de Est. Super. Vreau să mă mulțumesc foarte mult pentru faptul că m-ați invitat. Da, proiectul Brand Minds, dacă îmi permiteți să vă povestesc puțin cum a început. Acum mulți ani am făcut parte dintr-o formație Activ. Da, care mulți o știm, majoritatea mulți, o știm. Acum am mai dansat pe anunți pe piesele pe care le produceam acum 15 ani. Deja sună foarte ciudat, 15 ani. Și în momentul în care s-a terminat, deoarece Oana a rămas însărcinată, m-am trezit într-o sâmbătă acasă, după ce am avut peste 500 de concerte, într-o sâmbătă acasă m-am trezit cu o bere stând în mână la televizor. Și ce fac? Și am zis, ăsta nu sunt eu. Nu pot să stau să fac treaba asta de acum încolo toată viața. Așa că m-am pus și am început să sap în mine, să spun așa. Și am început să merg la tot felul de traininguri, de tot felul de cursuri. Am fost din Los Angeles până unde vreți voi, la tot felul de cursuri de branding, fiind pasionat de branding. Astfel am avut mai mult timp pentru a mă ocupa de companie și astfel am reușit până în acest moment. Cred că am produs peste 25.000 de reclame pentru foarte multe branduri din România, reclame audio mainly. Datorită faptului că am început să caut content de calitate, content care să mă aducă plus valoare, am realizat că este un gap foarte mare între tot ce se întâmplă afară și ce se întâmplă în România. Și eram în aeroport în Copenhaga când am cumpărat cartea lui Martin Lindstrom Biology. Nu știu dacă sunteți familiar, vă recomand. Este una dintre cele mai tari cărți de...
una dintre cele mai tari cărți de marketing, care mie mi-a schimbat viața. Și după ce am citit acea carte, am zis, wow, omul ăsta trebuie să vină în România neapărat. Și am început să iau legătura prin agenții, să-l aduce pe Martin Lindstrom în România. Și în 2013 am organizat primul eveniment. A fost super tare, nimeni nu s-a așteptat să fie atât de tare, pentru că s-a creat un nou reper, tot ce s-a în partea de evenimente. Și mi-am dat seama că am o contribuție și o responsabilitate prin a aduce acești oameni în România pentru a dezvolta zona de antreprenoriat și zona de marketing și de business și de branding. Și astfel am continuat. Am continuat. Am ajuns în 2018. Și am ajuns în 2018, când anul acesta facem cel mai mare eveniment de business din sud-estul Europei. Nu este overpromising, sunt peste 3.000 de participanți în acest moment și peste 700 pe lista de așteptare, care păcate, nu putem să acomodăm datorită capacității sălii și normele ISO. Și vor fi mai pregătiți la anul să-și ia biletele din timp. La anul pregătim o agendă cel puțin la fel de tare ca în acest an. Ce te face, tocmai ai spus că este un eveniment, sau mai bine este cel mai mare eveniment de business din sud-estul Europei. În tot acest demers, în toată această dorință ta de a schimba ceva în România prin acest eveniment, da, că în cele din urmă, în afară de acel plan de business și a fi profitabil, că în cele din urmă ăsta e scopul principal al unui business, există și un scop mai frumos, mai onorabil. Care este în cazul tău? În momentul de față, oamenii și partenerii cu care lucrăm și știu, care ne susțin activitatea, știu foarte bine că noi nu facem acest lucru pentru bani. Și asta s-a simțit de la prima ediție, în care nu am făcut compromis la speaker, la mâncare, la absolut la nimic. Și toți banii îi reinvestim în eveniment. În ultimele 3-4 evenimente le facem sustenabile, adică nu mai pierdem bani, pentru că la asemenea evenimente din exterior pare simplu, pare o conferință. Din interior sunt o desfășurare incredibilă și de finanță și de cash flow incredibil de mari și eforturile echipei sunt foarte mari. Și pe această ocazie chiar vreau să mulțumesc echipei care în fiecare zi vine cu drive și contribuie la misiunea asta de a schimba ceva și de a veni cu ceva nou și de a aduce mai departe tot ceea ce facem noi. Crezi că e important să ai o echipă care să creadă în ceea important. Ce face? Cel mai important. Asta am realizat în ultimii 2 ani, că o echipă care susține și care are aceeași viziune, suntem aliniați cu toții ca în fiecare zi să fim calibrați către succes. Deci cumva și ei cred în același proiect de dezvoltare a României. Și mulți alții, adică și alți parteneri care sunt alături de noi în acest demers. E o dezbatere destul de mare aici și în România în special încă businessurile sunt văzute doar dintr-o perspectivă foarte economică și foarte cumva așa, într-o cutiuță. Nu, în România încă se crede în business ca și sursă de venit și ca și un job pentru echipa respectivă. Mai puțin avem încă tendința asta de a ne duce într-o zonă inspirațională, de a crede că facem cu adevărat o schimbare, că lăsăm ceva în urma noastră. În cazul tău, tu veneai și dintr-un domeniu deja destul de artistic. Ești om de radio, ai făcut atâția în radio, pe lângă partea asta de trupă, partea artistică, ai avut și radio. E foarte frumos să mergi la cursuri, să te dezvolți. Mulți o fac. Nu toți ajung să o facă și ca și business. Ce te-a făcut să o duci la următorul nivel și să nu rămâi acolo să zici, ok, mă duc la cursuri în state, oriunde, și mă dezvolt eu? Ce te-a făcut să zici, vreau să fac un business din asta? Nu, inițial nu am văzut ca un business. Adică pur și simplu am zis, pe omul ăsta trebuie să lucrăm. Așa a început totul. După prima ediție, pierzând și foarte mulți bani, că a fost prima ediție, nu știam exact cum se face. Nu era publicul nostru obișnuit Eu veneam într-o zonă de entertainment. Venind în zona aceasta de business, nu știam exact cum vor reacționa oamenii. Și la prima ediție a fost foarte greu. Și am fost dezamăgit din punct de vedere financiar, dar cu un drive foarte mare când am văzut entuziasmul oamenilor. Și am zis, opa, ceea ce am făcut aici nu este zero. Dar că trebuie să mai sap. E o chestiune de timp până când oamenii vor aprecia valoarea. Pentru că
Până noi cumva am schimbat o paradigmă în România și asta pot să zic că putem să ne asumăm. Oamenii puneau preț pe, puneau accent pe preț, nu pe valoare. Și aici este puțin, aici este o discuție care trebuie să schimbăm puțin în mentalitatea noastră de a gândi. Eu unul când merg la o conferință sau când merg la un training, mă gândesc cât mai investesc ca să primesc acea informație care să mă dezvolte ca să, ca să produc mai mult. Nu dau bani ca să, să nu, pur și simplu, să, nu știu cum să mă fac mai bine înțeles să mă exprim. Pur și simplu să... Vedem doar, în România, cred că vedem cumva, exact cum ai spus tu, cifra și atât. Cifre. Nu înțelegem că este o investiție în noi și că e o valoare pe care o vom scoate cumva pe tot parcursul vieții, câte un pic, câte un pic. Ne crește nouă valoarea ca și entitate. Cred că aici e problema. Diferența între noi toți, oamenii, este ce avem aici. Atât. Asta este singura diferență. Practic, ai început în 2013 cu Brand Minds, în 2018. Cum vezi tu publicul? Crezi că ne-am schimbat? Crezi că suntem mai pregătiți astăzi să ascultăm așa ceva? Foarte mult. S-a schimbat foarte mult piața, s-a schimbat paradigma pieței. Oamenii, datorită faptului că au început să câștige mai mulți bani, pot să își permită să vină la evenimente. Și când spun treaba asta ca să își permită, noi, ceea ce am încercat noi cu Brand Minds este, ne-am făcut business planul și am redus biletul la cel mai mic preț posibil ca să fie sustenabil. Adică, pe asemenea, pentru asemenea eveniment, afară s-ar fi plătit 700-800 de euro. Lejer. Corect. Adică, lejer. Ne-am făcut invers. Cum putem să atingem un număr cât mai mare de oameni, astfel încât să fie evenimentul sustenabil? Și atunci se schimbă puțin toată paradigma asta a acțiunilor noastre pe care le luăm. Sunt aceiași? Publicul este același de la an la an sau nu se rotește și vin alți oameni? Sunt, avem participanți recurenți, dar față de anul trecut când am organizat evenimentul cu Gary Vee, unde au fost 870 de persoane, acum sunt 3000. Deci da, sunt, 800 sunt și anul sunt, ăsta? Probabil că da, nu știu exact, nu-i cunosc pe toți. Dar se pare că vor veni 2200 de oameni noi la acest eveniment. Deci cu siguranță mai avem acces la încă 2200 de oameni cărora să le deschidem cumva un univers nou și să le arătăm altceva. Da, noi, care este misiunea noastră cu Brand Minds? Noi cu Brand Minds am pornit în felul următor. 1. Dacă vii la un eveniment de-al nostru, să pleci cu cel puțin 3 idei pe care dacă le aplici de mâine, să-ți crești business-ul. Deci asta e. Deci, practic, dați și un return on investment, le dați și ceva cu care asta a fost să mindset-ul plece. Nostru. Al doilea obiectiv pe care l-am setat începând ca anul trecut, am văzut că ceea ce am făcut noi nu este o joacă, nu este o glumă și atunci am luat-o ca o responsabilitate. Și am spus, ok, dacă noi facem treaba asta aici și facem Brand Minds și reușim să strângem oameni fine de business care gândesc și au aceeași linie ca și noi, misiunea noastră este să unim zona de business din România. Și de aici ne-am și pus sloganul în început de anul trecut, când am făcut un fel de rebranding și o recalibrare a ideilor, Uniting the Business World. Și asta încercăm să facem prin toți porii noștri și prin toate acțiunile pe care le luăm. Apropo de acest slogan, crezi că este important să fim cât mai uniți și să jucăm în echipă sau fiecare e pentru el ca într-un război? Business-urile au un rol foarte important de a duce mai departe human being. Și datorită faptului că business-urile produc bani, cu bani poți să faci multe lucruri mărețe. Banii nu sunt ceva rău. Și datorită faptului că business-urile cu impact pot schimba ceva datorită finanțelor pe care le produc, atunci automat, cu cât sunt mai multe, cu atât schimbarea este mai mare. Majoritatea speakerilor pe care i-ai avut la evenimentul de anul trecut, că vorbim de unul încheiat, care cu siguranță a fost un mega succes în România, a fost așa, exact cum ai spus tu, am dărâmat un zid. Sunt oameni la un calibru foarte mare, sunt oameni care fac sume colosal de mari, sume pe care în România de multe ori nici măcar nu avem încă curajul să le pronunțăm.
Deci vorbim totuși de partea asta financiară. Ce înseamnă pentru tine banii? Cum vezi tu noțiunea asta de bani? Banii sunt, dacă vorbim strict ca unealtă, era o piesă, Money Makes the World Go Round. Și banii fac ca toată lumea să se învârtă, ca toate business-urile să se învârtă. Și banii sunt o energie care trebuie cumva transferată. Și banii înseamnă și o responsabilitate. Dacă ai bani, ai și o responsabilitate de a schimba ceva și de a face o lume mai bună. Sună idealistic, poate, ceea ce spun. Parcă părem dintr-o sectă, nu la birou, parcă părem dintr-o sectă spălați pe creier în care avem obiective din asta, să facem o lume mai bună. Da, cele din urmă, cam ăsta e scopul nostru al tuturor. Că avem un scop, clar, nu venim așa, nu ne-a aruncat cineva aici, a zis ok, existați și voi pe planeta asta, a murit la un moment dat și atât. Avem un scop, fiecare. Vorbeam cu Karim Rashid. Karim Rashid, designerul. Toată lumea îl știe, cred. Și stăteam cu el când am venit în România, stăteam cu el de vorbă la Radisson și el a avut cancer, o poveste mai tristă, așa, dar s-a vindecat. Okay. Și spunea, noi pe lumea asta suntem pentru două lucruri, să creăm și să procreăm. Deci a redus totul la o esență atât de fundamentală a ce suntem noi aici, încât e foarte simplu. Dacă îți răspunzi la întrebările astea, dacă știi pentru ce te trezești în fiecare dimineață, despre asta este vorba. Eu țin și un speech, am un speech. De ce? Știi că e tot veșnica întrebare. Am avut acum vreo 7-8 ani, m-am trezit într-o dimineață deprimat, eram complet deprimat, eram, ce fac eu azi? Și atunci m-am pus întrebarea, pentru ce mă trezesc în fiecare zi? O lună de zile n-am știut să-mi răspund. Pentru ce mă trezesc? Nu mă trezesc să merg la job, nu mă trezesc să fac asta, nu mă trezesc. Îmi trebuia o misiune mai mare. Și ai aflat-o? Și am aflat-o și o aplic astăzi prin tot ceea ce fac. Adică rolul meu este de a schimba ceva, de a produce. Rolul meu este de a fi un trendsetter. Că pentru că în toate domeniile în care am fost, în care am activat, tot timpul am încercat să fie de top. Dacă mâine ar trebui să polișez piatră, aș polișa-o cel mai bine. Dacă mâine ar trebui să fac scaune, le-aș face beton. Dacă mâine, pentru că nu, la mine nu există parte de mediocritate. Deci la mine ori fac ca lume, ori nu fac. Corect. Deci, ești, nu te regăsești în lasă că merge așa. Da, nu există așa ceva. Adică încerc, de multe ori iau deciziile mai greu sau mă răzgândesc. Adică îmi făcea o observație la birou că ieri am stabilit ceva și azi vă schimbăm. Și am spus, asta nu este rău, pentru că ne recalibrăm. Adică mai bine decât să facem o prostie sau un lucru, sau un lucru pe care, ok, după aia zicem, hai, n-a fost bine, mai bine mai stăm o zi, două și o gândim puțin și o recalibrăm astfel încât să aibă rezultatul dorit. Corect. Da. Corect. Aici cunosc cumva sentimentul, avem și noi în echipă astfel de personaje, dar în cele din urmă am ajuns să învăț că într-adevăr așa e mult mai corect. E mai bine să zici ok, ștergem și o luăm de la capăt, că nu a fost ok pasul ăsta, decât să zici nu, merg pe el în încăpățânare doar pentru a păstra un flow sau a păstra un plan. Nu. Suntem adaptabili. Trebuie să ne adaptăm. Gary Vee spunea că în momentul de față, speed is an asset. Deci cu cât e mai repede o decizie și nu o lași ca să treacă și o postpone și cu atâta evoluezi mai repede. Și de asta noi ne numim la birou echipa rachetă. Acum două săptămâni am cumpărat o cască de cosmonaut. Ca să fie noul logo sau de ce? Nu, ca să fie, că dacă noi toți suntem echipa rachetă, noi trebuie să... Da, e important fiecare echipă să-și asume cum este, stilul, cum se formează și e important să fie unitară cumva. Pot să spun așa că echipa noastră este o echipă super tânără, pentru că totul s-a scalat on top, că totul a fost foarte dinamic în ultima perioadă. Și chiar în momentul de față mă bucur foarte mult de echipă și de oamenii care sunt alături de noi, pentru că în fiecare zi merg cu drag la birou. Și știm că avem un impact în fiecare zi prin tot ceea ce facem.
ceea ce înseamnă acel scop de care ziceai mai devreme. Ai zis mai devreme că te-ai întrebat o lună de zile de ce sau care este scopul tău. Ți-a fost greu? Crezi că există o metodă prin care să afli răspunsul la întrebarea asta? Eu cred că e o întrebare foarte sensibilă și te pune să cauți foarte mult în interior. E un proces, exact, și de durată de multe ori. Iar noi nu am fost învățați, nici în școală nu am fost învățați să ne descoperim cu adevărat interiorul nostru, nici ulterior în facultăți sau la locurile de muncă nu ni s-a dat spațiul ăsta cât să descoperim cine suntem cu adevărat, ce vrem. Crezi că există metode prin care să poți să faci lucrul ăsta sau e cumva un proces foarte personal și fiecare se adaptează? Tu ai punctat că nu ni s-a dat în mai multe rânduri. Ai punctat că nu ni s-a dat. Ok, când nu ți se dă, ei, atunci alegi tu. Și asta este un lucru bun, că poți să alegi ce e bine pentru tine. Poți să alegi cum vrei să fii. Asta, liberul arbitru de care vorbește toată lumea, este exact alegerea ta în a fi. De asta tot ceea ce spui, tot ceea ce simți, se materializează și se... Cum să mă exprim mai bine, ca să nu sune așa ciudat? Cum crezi tu? Ceea ce gândești, aia devii. Deci dacă, dacă tu sună puțin așa din cărți, dar asta este, dacă ești calibrat să faci treaba bună, toate lucrurile bune să vin în jurul tău. E atât de simplu. Ce transmiți, aia primești. Da, de mult. În alte cuvinte. Iar procesul, menționai faptul cum descoperi. Am făcut 3 ani de psihanaliză, în care mi-am dat seama că trebuie să fac ceva cu mine astfel încât să mă înțeleg mai bine. Să înțeleg, de fapt, esența, să înțeleg niște lucruri mai fine despre mine. În loc să merg la fotbal, la I don't know, sau să fac alte activități, am mers la psiholog, mergeam o dată sau de două ori pe săptămână, ani de zile. E o chestie, e un tabu ăsta, știi? Nu, în România, când nu e adevărat. Și terapie nu s-a redeschis în ultimii 2-3 ani, dar era așa o... De fapt, dacă mă gândesc așa, când am mers eu în perioada în care mergeau, mai cușa se uita la mine. Dar acum e ca și cum ai merge la sală, să se antrenezi creierul. Cu cât vorbești mai mult cu tine, că de fapt asta faci. Îți spui niște lucruri pe care tu a doua zi le gândești și zici, mama, dar oare e corect ce m-am gândit? Evidentă chestia, de ce nu mi-a trecut prin cap? Și după 2-3 ani îți dai seama, te recalibrezi. Despre asta este vorba. E foarte important să fii calibrat cu tot ceea ce gândești și ceea ce simți și cu ceea ce gândești ca să poți să exprimi mai departe. Uite, eu am avut o surpriză foarte plăcută. De aproape 2 ani de zile, cred, facem coaching în echipă. Super. Terapie, coaching, spune fiecare cum vrea, fiecare cum simte, profesională, personală, în funcție de nevoile fiecăruia. Și când am început acest proiect, am avut mari ezitări, pentru că am zis, ok, echipa mea nu o să înțeleagă, adică e chestia cu terapia, de ce să fac terapie, n-am nicio problemă, sunt sănătos. Și am zis, hai să vedem, facem un pilot și vedem dacă o să vrea lumea să meargă, dacă o să fugim sau nu de acele terapii. Pot să spun că primul an, într-adevăr, a fost cumva poate mai cumințel. Nu pot să zic că toată lumea se arunca să meargă. Deja în al doilea an, cumva au venit lucrurile mult mai natural, se fac programări, toată lumea se duce și respectă fiecare programul de coaching și așa mai departe. Și atunci mi-am dat seama că, într-adevăr, noi avem disponibilitatea asta, chiar dacă nu am fost învățați cu terapia sau cu orice altceva, dar trebuie să ți-o trezească cineva, trebuie cineva să-ți aprindă acolo chestia. Pot să-ți răspund mai practic la întrebarea aceasta. Cunoști piramida lui Maslow, principiul piramidei lui Maslow. În momentul în care tu trebuie să dai de mâncare copilului și când în momentul în care copilul nu are cu ce să meargă la școală și trebuie să plătești chiria, nu te mai gândești așa ceva. Datorită faptului că tu crești în statut în care ai o casă, ai ce să mănânci, ți-ai luat mașină, treci la următorul nivel, poți să mergi în vacanțe, treci la nivel superior în care tu încerci să devii self-aware, în care încerci să te descoperi, în care încerci să te contribui, să descoperi arta, să descoperi frumusețea, să descoperi alte lucruri pe care, dacă nu aveai acele resurse, nu puteai să le faci și nu puteai să le descoperi. Pentru că nu ajungi la acel nivel. Nu datorită faptului că ești un dump sau
dar pur și simplu nu poți să, nu ai libertatea de a ajunge acolo. Da, dar crezi cumva că în toată povestea asta mindset-ul are un rol? Clar. Adică, ok, nu am astăzi casă, clar, dar contează și ce îmi setez eu, da, ca clar. Și... Eu știu ce o să fac peste 10 ani. Foarte tare. Da, pentru că în fiecare zi, toate acțiunile mele merg în direcția aceea. Deci, în fiecare zi, eu fac ceva în direcția aia. Și mai deviezi de la el sau l-ai mai adaptat în timp, la anul respectiv? Sau punctul final e același? Se adaptează. Eu știu foarte clar, de-a lungul vieții mele vreau să am o colecție de artă pe care o să o las moștenire. My legacy pe pământ va fi o colecție de artă. Cu câte lucrări pot să strâng, lucrări curatoriate de mine. Adică nu, pur și simplu ceea ce consider eu că este artă pentru mine. Ai atins un subiect sensibil, exact cum am spus și în prezentare, un lucru care nu e foarte cunoscut despre tine. Totuși, cei care te cunosc mai de aproape știu că ai pasiunea asta pentru artă. Da. De unde a apărut? Pot să spun că am descoperit-o destul de recent, în ultimii 5-6 ani. S-a întâmplat în felul următor. Bunicul meu era pictor și sculptor. De asta piatra era la el. Asta era pasiunea lui, să sculpteze, să picteze, așa se exprima. Era colonel de armată, inginer genist. Două extreme foarte, da, mari. Inginer genist, făcea poduri militare și ca pasiune picta și sculpta. Și eu când eram mic, singurele cărți cu poze colorate pe care le aveam erau catalogele de artă, de la Editura Meridiană, care erau singurele care erau colorate. Și fiind mic, aveam 2, 3, 5 ani, pe acele răsfoiam. Și Tonița, Toulouse-Lautrec, ce mai aveam atunci? Că țin minte imaginile coperților, catalogelor. Și toată informația aceea am remarcat că s-a sedimentat. Și în 2008 am fost la MoMA în New York, da, și am intrat în muzeu și am văzut niște ziare mototolite, niște scrijelituri pe pereți, una care țipa într-un colț. Și asta nu e artă, this is bullshit. Și asta nu poate fi artă. Și m-am ambiționat încet, încet să descoper, să merg la toate muzeele, să merg la, să văd lucruri inedite, să înțeleg de ce. Dar de ce aia este artă și care este valoarea în treaba aia și de ce este considerată artă? Și am stat așa 4, 5, 6, 7 ani până când am fost la acasă la maica mea și erau pe perete, erau tablourile pictate de bunicul meu. Și asta le iau. Nu e nimic, cum să iei așa ceva? Dar aici nu, lasă prostile. Și am luat tablourile, le-am dus la București și de atunci m-am pus să studiez. Și am luat cu pictori comerciali și zi de zi, am deja 5 ani în care aproape în fiecare seară eu studiez artă. Și deci mă uit, e un hobby întreținut. Da, am crezut că e ceva trecător. Și acum mergem într-o vacanță sau luăm un tablou. Deci cam așa se... sau faci un break să ai un tablou. Cumva vine din copilărie. Cumva totuși, cred eu cel puțin, așa asocierea am făcut eu în mintea mea, că vin de acolo. Tu faci același lucru cu copilul tău? Da, sau? Robert, da. Merge la toate galeriile, toate muzeele. Avem un aparat foto și dau acel aparat foto să pozeze toate, exact ce vedea, să pozeze toate tablourile și are o regulă, trebuie să stea 5 secunde la fiecare lucrare. Deci, asta e regula. 1, 2, 3, 4, 5, numără și făce mai departe, că nu-i place. Deci încă e în zona în care are 7 ani, nu atrage. Dar că toată informația asta se va sedimenta cândva și dezvoltă simțul estetic și mai mult decât atât, arta deschide mintea să nu mai judeci. Să nu mai judeci dacă e frumos, urât, să nu... Asta te ajută. Da, pentru că fiecare obiect, fiecare pahar poate fi văzut total diferit, exact, de două persoane. Unul poate să spună, vai ce pahar frumos, și altul zice că e urât, nu-mi place. David Hockney, poate ești familiară, Dobby Hockney este unul dintre cei mai mari artiști contemporani englezi. Este un bătrân foarte în vârstă, acum cred că are 90 de ani. Și spunea că există doar o singură realitate, a ta. Și atunci... Și se aplică în toate, laturile, da, vieții. Adică și dacă punem acum toate camerele de filmat, ele văd altă perspectivă pe care
doar din acel unghiu poate fi văzut. Atunci există doar o singură realitate, a ta. Corect. Corect. O să revin un pic totuși la, la Brand Minds și la, sau mai bine zis, mediul de business din România și faptul că ambele tale companii, de fapt, sunt foarte atipice. Și în 2013 erau și mai atipice, pentru că eu cred că noi am avut o evoluție accelerată în ultimii 5 ani în România. Da, da, da. În 2013 încă eram așa într-o zonă foarte gri. Superficială, gri, da, da. În zona business-ului, în special a marketingului. Cum a fost să pornești la drum cu două business-uri care trebuiau crescute în ciuda pasiunii pentru ceea ce făcea? Ele trebuiau crescute într-o piață care era, exact cum ai spus tu, gri, adică foarte atipică, nu era un mediu propice, lucrurile nu erau într-un punct în care să se deschidă brațele și să zică perfect, ai venit cu două business-uri care erau necesare în România. Nu, nu a fost gândit ca un business. Adică deci de la început l-ai luat cei care mă cunosc, prietenii care mă cunosc, ei știu foarte clar că tot ceea ce am început nu am pornit ca un business. Am pornit în primul rând ca felul meu de a fi. Dacă pot să fac ceva, dacă pot să contribui, e ok. Dacă sunt lângă noi oameni care doresc să contribuie la ideile mele de a... este clișeistic, dar facem o lume mai bună. Corect. Pentru că... de asta te-am și invitat. Da, mulțumesc foarte mult și apreciez. 3.000 de oameni care vin la un eveniment pleacă cu 001 mai schimbați. Nu mai deștepți, nu mai motivați, dar pur și simplu văd și alt mod de a vedea lucrurile, ca în artă. Există și alt fel de a vedea, dar nu vedea dacă e frumos urât sau... vezi care este impactul pe care poți să-l ai. Vezi lucrurile pe care le poți face. Să nu mai faci lucruri mediocre, să le faci bine, să vezi, mai ales cum lucrați voi. Când vezi, eu mă gândesc la tine, că voi vă ocupați aici cu piatră super quality și lucrări de super calitate. Când vezi tu două bucăți de piatră că nu sunt aliniate corect, cum ești? Deci cred că suferi. Până și această imperfecțiune e parte a universului, știi? Știu. Că nu poți să aliniezi tot, din păcate. Nu putem să-i punem pe toți să fie la fel cum gândim noi. Chiar dacă eu lupt pentru chestia asta, nu e întotdeauna realizabil, știi? Și trebuie să luptăm cu foarte multă imperfecțiune în tot ce se întâmplă. În special într-un mediu de business care nu e format încă în România. Învățăm, suntem undeva pe la grădiniță, eu cam așa ne văd astăzi. Eu n-aș minimiza impactul nostru, să știi. Pentru că ce am învățat de la cei de afară, noi am avut, datorită faptului că am trăit mai mulți ani în comunism, în care obediența asta, în care nu ne ridica... Nu spune nimica, capul plecat să abia nu-l taie. Asta îmi spunea maică-mea când eram mic. Adică stai în banca ta, taci din gură, lasă prostiile. Și cei de afară tot timpul și-au asumat să facă lucruri și au dorit să facă. Și zice, a, ok, ce se întâmplă dacă dau faliment? Care e problema? Păi iau de la zero, fac altceva. Nu merge să fac, pare nou, apuc să fac altceva. Și... Au fost vreo 20-30 de ani de cultură în care nu ne-a lăsat să ne exprimăm liber, cum credem. Dar că cu noile generații lucrurile s-au schimbat. Noi lucrăm cu tineri, cu numesc tineri acum, millennials, generația X, Y, Z, exact. X-Zero. Să vedem ce apare după ei. Și realizez faptul că ei au complet altă mentalitate. Ei nu au frica de failure. Adică una dintre calitățile mele este nu mi-este frică de failure. Pentru că dacă o dau de gard cu ceva, asta nu înseamnă că eu sunt a failure. Și pur și simplu nu am mers, dar am încercat-o. Și am dat 100% ce se putea pentru a realiza acel lucru. Nu am mers, asta este, facem altceva. Nimeni nu știe că pe lângă tot ce am făcut noi, am avut încă 10 proiecte care n-au mers și au fost din alea de mă doare mintea când mă gândesc ce... Au făcut parte din proces și din fiecare am învățat ceva. E o greșeală să faci aceeași greșeală de două ori. Asta este o greșeală. Corect.
Apropo de evenimentul de anul trecut, la nivel, că a fost, da, până în momentul ăsta e cel mai mare pe care l-ați organizat voi în România. L-așteptăm pe cel din mai și, în mod normal, o să avem ce să vorbim despre ceva mai mare. A avut un vibe foarte, foarte, foarte tare. Eu nu sunt o fană a evenimentelor. Da. Mă plictisește zona asta. De obicei plec de la ele sau îmi fac treaba mea pe calculator și într-un an să am backup calculatorul cu mine în caz că e plictisitor să îmi văd de treaba mea. Și știindu-vă vouă evenimentele și mergând la ele, totuși anul trecut a fost o chestie gen wow, că a fost total diferit de tot ce s-a întâmplat. No. Vibe-ul acolo a fost altul. Speakerii, într-adevăr, au avut un aport foarte mare în toată chestia asta. Să reușești să ții un eveniment o oră și ceva, parcă s-a stat peste programul stabilit și să stea toți cu minți ca la școală, să nu miște unul și cred că dacă mai dura încă 3 ore, nu s-ar fi comentat și s-ar fi stat acolo cu mințel în băncuță. Cred că e o realizare și nu cred că în pachetul ăsta, exact cum ai spus tu, în spate se întâmplă multe, nu cred că doar Gary a fost cel care a făcut vibe-ul ăsta să existe. E un pachet mai mare și în zona asta de evenimente trebuie să se întâmple mai multe lucruri în spate ca lucrurile să funcționeze. Ai vreun secret sau ai vreun pachet pe care îl folosești sau pur și simplu în fiecare an încerci să descoperi lucruri noi astfel încât să fie un succes evenimentul? Îți mulțumim foarte mult pentru cuvintele frumoase și chiar apreciem. Reducerea mea o dai după aia la următorul eveniment. Okay. Mulțumim, apreciem foarte mult pentru cuvintele frumoase. Tot timpul încercăm să ne autodepășim. Asta este mindset-ul. Să încercăm să facem lucruri din ce în ce mai bine. În limita bugetului. Pentru că, vă dau exemplu, în Finlanda sau în Danemarca sau în Germania, un asemenea eveniment ar fi costat mult mai mult și probabil ei ar fi investit și mai mulți bani în speakeri. În momentul de față pot să spun că unul dintre aturile noastre și pot să spun lucrurile pe care ne poziționează cumva în față este faptul că am reușit să aducem acești oameni în România. Dacă îmi permiteți, o să fac puțin o introducere a tot ce înseamnă mediul de speaker din lume. Clasa A de speaker sunt ca artiștii foarte mari. Adică ei nu vin în România, pentru că ei dacă vin în România, ei trebuie să piardă 5 zile din viața lor. O zi vin pe drum, 2 zile aici, o zi pe drum înapoi, o zi jet lag. Deci ei pierd 5 zile. Om de business care au tot sau peste 200-300 de milioane de dolari. Și își apreciază timpul. Și la ei timpul este cea mai importantă resursă. Ei să vină în România, vin doar dacă le spune cineva, du-te că e super tare, sau vin ca pentru o misiune că nu mai interesează și merg doar să spread the word și să fac o lume mai bună. Tu poate știi povestea că ți-am mai spus-o cu Seth Godin. Da, uite, publicul nu, cu siguranță nu o știe. Acum 5 ani i-am scris lui Seth Godin, ok, suntem din România, noi facem evenimente, am făcut aici și că vrem să te aducem la invitat la o conferință. Nimic. Blanc, zero. Ok, nu e bună abordarea, trebuie să luăm prin agenți. Bună, nu știu ce, uite, vrem să așa, am scris la vreo 5 agenții. Nimic. Nu am spus, da, ok, we don't qualify yet. Fai, asta m-am enervat. Am trimis mail unei alte agenții, începând, Seth Godin nu vine în România, asta este. Și am văzut că el a venit în Europa, el nu zboară, el are un singur eveniment pe lună, atât, that's it. El nu zboară. Și mai ales în Europa, el... Până anul trecut sau până acum 2 ani a venit doar de 2 ori, o dată la Oxford și o dată la Nordic Business Forum. Și m-am dus la Nordic Business Forum. I-am spus, sigur îl prind eu, sigur îl prind, găsesc. Sigur îl prind ca să îi spun că vreau să-l aduc în România și că nu suntem chiar așa lumea a 5-a.
Și pur și simplu a fost un interviu cu el și m-am dus la el și am zis, uite, noi suntem din lumea, din România. Lumea Andreea. Suntem din România și că, uite, dorim, facem evenimente foarte mari și ne-ar face mare plăcere ca să vii să share-uiești knowledge-ul tău cu toată comunitatea noastră de business. Și zice, ok, hai să discutăm acum, că nu e momentul, dar nu, în România nu o să vin. Și am încercat să mai spun, să mai zic ceva și am zis, ok, forget it. Asta este, na, omul nu vrea să vină în România, asta este. Și era acolo o tipă, o artistă, care picta speakeri. Și atât de tare m-am enervat încât am cumpărat tabloul ăla, m-am negociat cu ea acolo, am dat 2000 de euro pe o prostie de tablou, doar ca să l-am pus în birou și am spus pe ăsta o să dea autograf. Și a venit Gary în România, Gary a zis, mamă, super tare. Deci, la fel ca toți speakerii care vin în România, spun, cum a spus și Martin, Martin Lindstrom a spus că România este one of the misunderstood countries in the world. Una dintre cele mai neînțelese și în care vii cu preconcepții. Pentru că imaginea noastră în lume nu este una bună, datorită oamenilor care, na, asta este. Și Gary a fost atât de încântat de evenimentul de anul trecut, încât ne-a recomandat el. Deci, practic, acea muncă de PR pentru România, da, a funcționat cumva. Da, da. Și acum, la anul acesta, aduce pe Seth Godin, pe Daniel Goleman, Sofia Robotul și toate nebunile. Crezi că motivul principal pentru care Seth nu a venit până acum a fost că e România și acea noastră? Sau nu, pur și simplu din motive foarte raționale? Toți speakerii aceștia sunt... Aș vrea să cred că totuși nu e chiar așa, sau că avem o șansă să facem totuși o România mai frumoasă. Și uite, prin astfel de evenimente, cam asta se întâmplă, pentru că cel puțin acei speaker care sunt, au o influență senzațională, au o audiență senzațională, se întorc după aia la audiența lor și spun, vorbesc frumos despre România. Deci e cumva jobul fiecăruia dintre noi a fi un mic ambasador al României și a ceea ce poate ia ca și potențial, pentru că putem mult și suntem valoroși. Faptul că avem ghinionul să ne iasă în față niște persoane mai puțin valoroase, asta e partea a doua, dar asta nu înseamnă că trebuie să lăsăm mâinile în jos și să spunem, nu mai am ce să fac, sau oricum sunt prea mulți ăia răi. Dacă îmi permiți să spun o întrebare, cu ce ai plecat tu de la Brand Minds anul trecut? Dacă mă întrebi în prima frază, este o gură de aer proaspăt. A fost așa ca o chestie de aia, de am plecat de acolo și aveam senzația că plutesc, știi? Pentru că oamenii au dat un vibe atât de bun și te-a făcut să se miște rotițe în cap și să zici vreau să fac și aia, și aia, vreau să fac o grămadă de proiecte, de campanii. Cred că în fiecare trezește altceva. La mine, în schimb, a fost senzația de foarte multă încredere și de plutire. Știi? A doua zi nu mai puteam să vin la birou, să mă apuc de treabă. Iar asta e atât de important în rutina dintr-un business, știi, să mai ai câte o, așa, câte o gurază de soare, încât doar pentru aia, din punctul meu de vedere, a meritat acea zi, care eu consider mai importantă ca și ore decât suma. Sunt foarte stresată de timp, ca să spun așa, sau mai bine zis, dau foarte multă valoare și cred că e o zi din viața mea, e mult. Și faptul că eu am plecat de acolo și am zis, sunt mulțumită că am dat acea zi, a fost mai mult decât foarte benefic pentru mine. Eu am tras o linie și am plecat de acolo atât de fericită, încât sunt genul ăla de om, știi, care, ok, cine mai vine, merg, nu contează, știi, acolo. Asta am încercat să creăm, această stare, leverage-ul acesta, noi numim leverage, în care toată starea aceasta pe care ți-o dau speakerii este super sus. Asta face diferența între un speaker bun și restul. Rolul nostru ca organizator este să-i punem pe ei în valoare. Pentru că dacă pe ei îi punem în valoare, ei livrează. Rolul nostru ca organizator este ca fiecare participant să se simtă apreciat. De când intră până când pleacă, trebuie să se simtă apreciat. Anul trecut, contractele cu ei sunt super tight și pe timing, fiecare pe timing. Anul trecut lui Gary, vă dau exemplu pe Gary pentru că este cel mai recent. A fost cumva vedeta zilei, cu siguranță. A fost vedeta zilei pentru sud-estul Europei, că nu a venit în zona aici. Și ce pot să spun este că
El, în contract, trebuia să țină speech-ul, după care trebuia să vină o oră la after party. După eveniment, a zis că a stat de vorbă cu și a dat poze și speech-ul a fost cu jumătate de oră mai lung, a stat și a făcut poze cu toată sala. Deci pe aceea pe mine m-a surprins, cu toată sala asta și a făcut poze. Și la after party, la ora 1 noaptea. Era acea oră de after party. Deci am stat 5 ore de vorbă one-to-one cu fiecare, cei care erau la VIP și vorbeau și a fost super tare. Iar dimineața la ora 5, la 6 avea avion și nu mai voia să plece. A fost super tare. Înseamnă că ne-am făcut cumva și treaba bine și ca și oameni, ca și popor. Da, noi suntem... Ok, el e plătit. Dacă lui nu-i face plăcere, el o să-și respecte acel contract cap-coadă, o să se retragă la hotel să doarmă, să se odihnească și să plece. Dacă a stat, înseamnă că ceva am făcut și noi bine. Da, noi suntem oricum, noi suntem super ospitalieri ca popor și ne place să le arătăm latura noastră kind, să nu mai judece și să le arătăm ospitalitatea asta exagerată câteodată. Dar... el fiind cu el funcționează că el înțelege comportamentul nostru pentru că și el fiind din sud-est european. Înțelege cumva comportamentul ăsta și nu i s-a părut nimic exagerat și cumva s-a regăsit. La fel mi-a spus și în Singapore că l-am dus și în Singapore la Brandman's Asia, da. Și îmi spunea, eram în mașină cu el și îmi spunea că well, Avi, you know, suntem cumva asemănători ca și comportamente, ca fel de a fi așa de wild, de nebune. Da, pentru că are totuși acele origini care se seamănă mult cu noi. Da, da. Suntem din acea zonă. Crezi că suntem atât de ospitalieri pentru că așa suntem noi în sânge sau pentru că avem rana asta să demonstrăm că nu suntem copii ăia abandonați ai lumii? Un sentiment de inferioritate care încercăm să-l cumva să-l pansăm. Dar crezi că am putea să mizăm mai mult pe el sau crezi că am putea să-i găsim cumva partea aia bună și să ne promovăm cu lucrul ăsta? Că tot vorbim de brand. Da, asta da, ar putea fi. Doar că eu cred că mai mult ar trebui să ne cultivăm încrederea noi și încrederea prin ceea ce putem să facem și capacitatea noastră de a face lucrurile să se schimbe și de a schimba ceva. Cred că aici ar trebui să cultivăm mai mult treaba asta decât să fim bună. Și cum o cultivăm? Cum? Super simplu. Doing what you feel. Adică dacă mâine te apuci să faci, să alergi la maraton, dacă mâine te apuci să faci orice, do it well. Și rezultatele vor veni de-a lungul timpului. Există Malcolm Gladwell, a scris în cartea, nu știu, cred că în Outlier sau unul dintre cărțile lui, regula celor 10.000 de ore. Dacă faci 10.000 de ore același lucru, devii unul dintre cei mai buni experți din lume. Deci, exercițiu. Dacă repeți 10.000 de ore la vioară, devii unul dintre cei mai buni violoniști din lume. Deci... cumva crezi că într-un job, dacă vorbim de partea profesională, e important să fim mai constanți și să nu schimbăm la fiecare 6 luni jobul? Eu am trecut prin etapa asta. Foarte mulți oameni se sabotează la job. Pentru că ei cred că muncesc pentru un patron. Sau pentru un... și nu muncesc pentru... patron sau pe șef. Sau... în momentul în care tu muncești sau orice ce faci, mai ales dacă prestezi pentru cineva, să spun așa, tu crezi că muncești pentru acea persoană. Eu un cultiv în fiecare zi, eu muncesc pentru mine. Dacă reușesc să devin mai bun în fiecare zi prin ceea ce fac și să devin un expert prin ceea ce fac, fie că, pot să dau exemple, sunt cameraman sau că sunt, inginer de poduri, dacă în fiecare zi fac acel lucru bine și mă autodepășesc și învăț și nu privesc totul ca payroll, asta este cheia succesului. Pentru că devii bun. Dacă pui pasiune, devii bun. Aici e una din zonele în care iarăși avem aceeași viziune și vedem lucrurile la fel.
cumva ni s-a insuflat că jobul e pentru a veni la program, ați luat salariul la sfârșit de lună și cam atât, să nu intrăm în zona asta de implicare, de a depăși acea chestie că lucrezi pentru ca unul să se îmbogățească, n-are nicio legătură. Acel patron, e un cuvânt cu care nu reușesc să mă obișnuiesc, mi se pare că sună foarte agresiv, dacă are de făcut bani, o să facă și cu tine și fără tine. Poți să pornești la drum și să faci singur ce ai de făcut. Cred mai mult în echipă și cred mai mult că trebuie să învățăm și aici rolul cumva al angajatorilor, să-și educe echipele, să joace în echipă, să fie pe aceeași barcă și să vâslească în același timp și în aceeași direcție și nu fiecare dreapta, stânga. Trebuie să înțelegem că jobul e cumva un instrument care, da, ne dă și partea financiară, drept că eu cred că banul este făcut strict pentru a ne îndeplini niște necesități odată. Și niște plăceri. Pentru că după ce am trecut de acea zonă de confort de care spuneai și tu, am o casă, apartament, nu contează ce, am o mașină, copilul e la școală, la grădiniță, am cheltuielile asigurate, după aia vine zona aia de plăcere, fac o vacanță, îmi iau o operă de artă, mănânc la un restaurant mai bun. Iar asta e acea parte frumoasă a lucrurilor și a vieții. Atunci când ți le permiți, îți dai seama de valoarea banului. Pentru mine e foarte important să folosesc banii, nu cheltui mult, nu cheltui cât produc, oricum, întotdeauna am spus lucrul ăsta. Deci n-ai 10 genți. Nu, dar real niciodată într-un business nu o să folosești, exact cum ai spus și tu, reinvestești, iar pentru tine personal o să iei foarte puțin din ei, că nu ai nevoie, nu ai 10 case, nu ai 10 mașini, nu ai 10 bărci, știi? Deci oricum, în cele din urmă, nevoile sunt destul de limitate, dacă nu începi cu exagerări. Iar satisfacția cea mai mare este atunci când îmi permit, am banii pe card, în portofel, în buzunar, să zic, vreau vacanța asta, ok, mi-o permit. Aici e zona spre care trebuie să tindem financiar vorbind, adică pentru a-ți satisface acele nevoi și ulterior plăceri care să-ți facă viața frumoasă, despre asta e vorba. Profesional, în schimb, eu cred că rolul unui job este să ne facă să evoluăm. Pentru că altfel stau acasă și nu o să evoluez, știi? Vin la job, învăț ceva, aflu de la coleg, de la un training, de la citind un articol, având un task nou. Și aici e zona în care cred că astfel de evenimente și speaker de calibru ăsta lucrează. La cei 800 de participanți de anul trecut, 3000 de fapt de anul ăsta, în a ne face să înțelegem că există mai mult decât ore de program, business, câștig financiar la sfârșit de lună, de an sau de orice altceva. Și că există pasiune în ceea ce se întâmplă în jur. Că suntem owner de business, că suntem angajați într-un business, important e să fie pasiune și să vedem lucrurile astea, să visăm la ele, știi? Să credem în ceea ce facem în fiecare dimineață. Și dacă crezi în ceea ce faci, mi se pare că e ușor să te trezești, chiar dacă ești obosit. Da, e foarte important. Exact, vorbeam mai înainte despre bani. Banii îți dau cumva o libertate, freedom. Corect. Libertate de a alege. Da. Cam asta, dacă ar fi să definesc acum ce îți dau bani. În rest, nu te fac mai fericit, nu te fac mai bogat, nu te fac mai sănătos, nu te fac mai... Doar că îți dau posibilitatea de a alege. Și dacă ai, poți să alegi anumite lucruri pe care să le faci. Poți să mănânci bio, poți să mănânci, să-ți alegi mâncare mai bună, poți să te bucuri de o vacanță, poți să te bucuri de alte lucruri care cu timpul, cum evoluezi, ți se schimbă toate gusturile și vei vedea altfel lucruri. Exact, lucrurile. Corect. Și în primul rând se va schimba și cercul de prieteni. Deci cu toată treaba asta. Nu datorită faptului că tu ești un snob și că pur și simplu vei vedea nu mai ai conexiunea aia de subiecte comune care ai putea să o ai. Crezi că prietenii sunt un factor important ca și influență? Da, sau da, crezi că suntem influență negativă. Influență negativă. Deci familia și prietenii au un rol foarte, foarte mare în succesul fiecarei persoane. Familia, vai, maică, nu te duce, nu face asta, vezi că nu știu ce, dacă nu știu ce. Și vocea aia care se toacă aici în cap în fiecare zi
te influențează foarte mult. Prietenii, hai mă, termină cu prostiile, bă, speaker, bă, termină, hai mă, termină. Ăia, perilologia, du-te bă de aici, lasă-mă, știi? Și dacă ar fi să asculți pe toți, n-aș fi făcut nimic. Niciodată. Pentru că, câți mi-am spus, du-te bă, ce chem tu pe aia, cum să dea ță bani pe doi proști care vin și vorbesc acolo? Hai mă, termină cu prostiile, ce mai muscat noi? Slai, lasă prostiile, știi? Și toate lucrurile astea te influențează foarte mult. Și atunci am făcut un firewall, ok, Pareto principle la prieteni, 80-20, care rămâne, pac, și atunci, pentru că decât să pierd timpul cu, adică, sună puțin ciudat, dar... O să aibă tendința oamenii să spună că sună răutăcios. Sau că ești așa, nu, dar, cumva, dar asta, nu, înseamnă să ne respectăm. Nu, foarte mult spun, da, că ai ajuns un nesuferit, că ai ajuns asta, dar că pur și simplu mă gândesc în momentul de față, timpul meu, unde este alocat? Unde este alocat timpul meu? Și timpul meu se rezumă în momentul de față unde pot să am cel mai mare impact. Unde pot să schimb ceva. Acolo este acordat, acolo este orientat tot timpul meu. Dacă pot să schimb ceva, dacă pot să aduc o contribuție, acolo este și timpul meu și atenția mea. Dacă nu, this is it. Am atins subiectul prieteni și spuneai că se schimbă pe parcurs, în funcție de cum evoluăm fiecare. Și e normal că, practic, noi ne întâlnim în viață cu un scop cu fiecare, pe o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp. Și în funcție de cât de multe lucruri comune avem, stăm pe drumul ăla mai mult sau la un moment dat apar bifurcații și plecăm dreapta-stânga. La fel, în viață există și momentele alea urâte, momentele grele, oricât de pare totul foarte roz. Avem tendința să analizăm întotdeauna un om după ce mașină conduce, ce casă are, e mare, nu e mare, e luxoasă, nu e luxoasă, ce vacanțe își face. În schimb, mai puțin analizăm un om sau ne uităm la el gândindu-ne sau întrebându-ne sau întrebându-l prin ce a trecut greu, care au fost momentele dificile, câte nopți nedormite au fost, iar rolul de antreprenor presupune foarte multe din toate aceste lucruri. Și mi-am setat cumva o chestie obligatorie la fiecare invitat, să întreb care a fost acel punct dificil, care a fost momentul la care te-a îngenunchiat în momentul respectiv, dar care te-a făcut să fii mult mai puternic pe parcursul vieții. Am avut foarte multe. Cel mai grav? Mi-am văzut casa ca să pot să am bani, ca să pot să fac business. E unul dintre ele. Și cum a fost momentul respectiv? Greu. Și ne-am mutat în chirie ca să avem cash flow. Dar ați ajuns la ceea ce... Da, dar niciun om sănătos nu a făcut treaba asta. Decât un om care credea în business-ul, da, lui, dar, în visul lui. Da, dar prima idee a eșuat. A doua a eșuat. Îți dai seama, încrederea ta e jos. Dar că știi că o să reușești. Știi, te trezești în fiecare zi și știi. Bine, asta e bun, dar pot să văd exemplu o grămadă, adică nu... Consider că e un gest de curaj, în primul rând. Deci, nu există lucruri antreprenori și fără curaj. Adică, ceea ce vedem noi acum, business-urile din online, care, wow, par așa sparkling, nu există, cred că, un om de business care să nu aibă datorii la bancă, care să nu-și fi... pus sufletul la bancă. La bancă sau la ceva, astfel încât să se treacă la next level. Corect. Despre asta e vorba și în această emisiune. Nu trebuie să ne uităm superficial la lucruri și trebuie să întrebăm, ai nevoie de o mână de ajutor? Ai nevoie de un pahar cu apă? Că poate astăzi n-ai avut timp să bei apă. E mai important să vedem, să punem un filtru și să ne uităm mai realist la oamenii din jurul nostru și să nu-i vedem doar prin zona asta superficială în care zicem, uite, l-a făcut, are casă, are mașină, are barcă, are ce vrei tu, vile. Nu, haide să privim lucrurile și din perspectiva în care e greu să ajungi acolo. Vând o casă, renunț la alte vise, renunț la timp și la viața personală, amanetez tot ce pot la bancă. 3 ani fără vacanță, mă, 3 ani. În care n-am știut ce-i vacanță. Asta înseamnă automat să-ți sacrifici și viața personală. Vacanță, dar în cele din urmă relația ta de acasă sănătate. Se deteriorează. Sănătate. Îmi dau seama acum, adică
față de acum 10 ani, văd că energia mea a scăzut foarte, foarte mult și nu mai am același drive. Adică acum sunt mult mai calculat și mă gândesc de 2-3 ori și poate așa puțin, par puțin labil în tot ceea ce înseamnă partea de decizii pe care le iau. Dar că le calculez și le gândesc de 2 ori. Dacă este bine sau dacă nu este bine și recalibrez imediat. Încerc să îmi dau seama foarte... Hai să o iau invers. În ultimii ani mi-am setat un set de valori pe care să nu mă reprezinte. Adică eu sunt așa, that's it. Și atunci toate lucrurile pe care fac trebuie să alinieze la valorile mele. Acel set de valori. Și atunci e foarte simplu. Mai deraiesc puțin, bam, mai vin apoi. Dar e foarte important ca de un an și jumătate cam așa mi-am setat un set de valori, cum vreau să fiu. Și încerc să mă recalibrez în fiecare zi. Crezi că se datorează tot viziunea ta sau ceea ce ești tu astăzi? Se datorează acestor întâlniri cu toți acești speakeri, oameni din zona asta? Sau a fost pur și simplu drumul tău? Așa ai crescut tu? Este cumulul tuturor experiențelor pe care le-am avut de-a lungul vieții. Adică pot să spun, când eram mic, noi locuiam în Arad, în piața Miorița. Nu știți cine e Arad? Arad? Și aveam blocul, era chiar aproape de piață, fix în piață. Mă uitam de pe geam în piață. Și primul meu acvariu mi l-am făcut datorită faptului că mergeam să vând pești în piață. Și mergeam, eram mic, aveam 7, 8 ani, 10 ani. Eram cu un prieten de-al meu, Marius, și era un domn care vindea pești. Și toată ziua stăteam acolo în fața domnului cu pești și ne uitam la gupi și xifo, ceva pești și ordinea cea mici. Și omul mai mergea să mai bea câte o bere din când în când și stăteam noi să vindem pești acolo. Și când dacă stăteam o oră, două, ne dădea și nouă un pești micuț. Și mergeam cu lecă și le-am făcut acvariu. Așa am făcut acvariu. După care mai venea ziua recoltei. Mergeam, ajutam la descărcat varza. Deci așa era contextul. Și toate lucrurile astea pe care le făceam antreprenorial de mic, m-a ajutat foarte mult. După care, după Revoluție, mama mea, având firma de grafică, nu reușea să găsească folii și materiale în România și trebuia să le ducă din Budapesta. Eu aveam 14-15 ani și zicea, Avi, nu poți să pleci de la birou, că avem foarte multă treabă, du-te tu până la Budapesta. Și mă duceam cu autocarul de bișnițari, mă duceam la Budapesta să-i aduc numai că mi-a folii. Și mă bucuram că puteam să mai cumpăr și eu o pereche de blugi sau o pereche de Puma era pe atunci. Era o chestie de aia. Toate lucrurile astea m-au ajutat foarte mult să mă dezvolt și să nu mă limitez, să nu fie frică. Deci cred că totul se rezumă la frică. Frica de a fi judecat, frica de a da greș, frica de a spune, frica de a vorbi în public, frica de a te exprima, frica de a te îmbrăca cum vrei tu, frica de ce o să zică vecinul. Și toate fricile astea pe care creștem, asta ne influențează foarte mult. Și cred că asta, unul dintre aturile mele este faptul că nu prea am frica asta de fail. Ceea ce te-a adus în punctul de astăzi. Cred că da, nu știu. Poate ar trebui să analizăm fiecare din noi fricile și angoasele. Că, într-adevăr, în mare parte, cam la asta se rezumă. Dacă stai să te gândești, unuia e frică să zboare, altuia e frică de eșec, al treilea nu conduce, că are o temere în zona asta. Deci, cumva, toate se duc în frică. Frica numărul unu este frica de vorbit în public. Și pe locul doi e frica de moarte. Tabu. Asta cu vorbit în public, zici că cineva stă să te taie acolo dacă vorbești în public. Ciudat, știi? E foarte ciudat că frica number one este frica de vorbit în public și pe locul doi frica de moarte. Adică... Pentru că nu suntem pregătiți revenind la cele lecții de viață pe care nu ni le ducem până la capăt. Și atunci dacă tu nu ți-ai încheiat niște lucruri și dacă nu te consideri împlinit și suficient de fericit cu tine, ți-e frică să pleci.
crezi că mai ai lecții aici. Și atunci, da, cumva e de la sine înțeles că frica de moarte e bau-bau cel mai mare din lumea asta. Dar nu știam că prima totuși este... Eu credeam că frica de moarte e prima. Nu, nu. Frica de vorbit în public este prima frică. Pentru că oamenilor e frică să fie judecați. Da, corect. Și eu consider că ăsta e principalul motiv. Pentru că altfel nu se explică de ce cu un om pot să vorbesc și dacă sunt 1000, numai brusc nu mai poți să vorbești. De ce? Ți-e frică? Poți să spui ceva ce va fi interpretat într-o formă în care tu nu ești ok? Eu am învățat de-a lungul timpului, you are nervous și ți-e frică când nu ești pregătit. You are nervous when you are not prepared. Dacă ești pregătit și dacă îți repeți acel speech și știi despre ce vorbești, să pune subiectul, e ok. Dacă mergi și te cheamă cineva, cum s-a întâmplat și mie, de mai multe ori chiar, să fiu invitat să țin un speech. Și m-am trezit dintr-o dată că trebuie să vorbesc despre un anumit subiect pe care nu îl stăpâneam. Și eram... Și am zis, mamă, ce dracu am vorbit acolo, ce naiba, cum mă duc eu așa să mai... Nu mai mă duc nicăieri niciodată, știi? Dar nu era datorită faptului că nu știu să mă exprim, ci datorită faptului că nu stăpâneam subiectul acela. Și trebuia să vorbesc despre ceva care nu eram pregătit și nu cunoșteam atât de bine subiectul. Și atunci am preferat, ok, ori țin speech-uri, adică am două speech-uri pe care le țin eu când mă mai cheamă ca invitat, sau vin interviul în care pot să vorbesc liber, în care pot să vorbesc despre toate lucrurile pe care le fac și pe care și unde am impact. Deci un sfat foarte bun pentru cei care au frica de vorbit în spații publice, faceți-vă temele bine, mergeți pregătiți și atunci cumva lucrurile vor fi mult mai ușor sau mai accesibile. Din păcate, am depășit deja timpul programat pentru această emisiune. Încă o dată, subiectele au fost destul de multe, destul de vaste. A fost o plăcere să pot să am această conversație cu tine. Ne vedem în 2 săptămâni, de data asta cu o mică excepție, ne vom vedea pe 3 mai și nu pe 1 mai, așa cum ar fi fost normal. Dacă v-a plăcut această emisiune, pe Avi îl găsiți pe toate canalele de socializare posibile. Ne puteți urmări pe canalul nostru de YouTube, acolo unde veți fi de fiecare dată informați, sau social media, Facebook, LinkedIn, Instagram. Mulțumesc frumos, Avi, pentru prezență. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Keep up the good work și... La fel și vouă. La fel și vă sunteți world changers. Mulțumim. Faceți o lume mai frumoasă. O seară frumoasă. Bine. Bye, bye.